dare to stand in my way. I traveled the land searching for a worthy battle until I discovered the Gates of Shadows. I broke the laws of the Elders and opened the gates. The demons of the other world were beyond them. They rushed upon me, tearing my flesh, draining my soul, turning me into a shadow. And now, for eternity, I am doomed to wander the world and fight the demons I freed. Sper să nu-mi iau copyright pe melodie. Ok. Și cam asta ar fi povestea, aș putea să zic. Deci noi ne-am dus în ceva, un cur, că nu găseam luptători adevărați și uite că am găsit luptători adevărați. Totuși încă mi se pare sunetul cam prea tare. De fapt, cred că e bine așa cum e. O să-l las așa. Ok, aici avem senseiul nostru, deci stați să mă ieșu pe la controle pe aici. I, K, și W, A, S, D, ok. Deci, ne punem să dăm cu piciorul. Watcha! Pac! Ok, și acum ne punem să ne luptăm. Încă o chestie. Jocul are o poveste cam... what the fuck. Deci jocul are multe combinații, deci putem să facem chiar foarte multe combinații. Și cu piciorul și cu pumnul. O să vedeți că avem ceva magim la un moment dat, o să avem și... Uite ce picior în gură i-am dat. Hua! Opa! Dă-te! Ok, în caz că nu vă dați seama cine suntem, noi suntem ăsta cu chestia asta jos. De aici. Cu chestia asta galbenă de jos. Ok, l-am dat pe jos. Ok, cam ăsta a fost. L-am terorizat pe Kenji. Ok. Noi cred că facem acum ceva, un tutorial, dacă nu mă înșel. Ok. Și acum? Da, o să vă arăt eu imediat, deci ne punem să ne luptăm aici. O să vă arăt imediat cam când, cât content avem în jocul ăsta. Auci! Auci! Nu, 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 stai jos. Și hop. Ce ai făcut, bă, nene? Opa. Dă-o. Ok, mai avem o rundă. Auci. Ok. Ăsta a fost. Bineînțeles că dacă e la început e foarte ușor de bătut, dar o să vedeți că pe parcurs o să fie mult mai greu. Încep să mă bâlbâi.
Ok, see you, da, 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 nu știu ce. Și avem actul 1, Hero Reborn. Aha. Mhm. Da. Avem aici un turnament, dar haideți acum să vă pot arăta și eu cam ce avem noi pe aici. Deci, în primul rând, avem multe arme. Deci ce vedeți acum sunt decât armele de la actul 1. Avem, bineînțeles, dacă ne uităm aici, armuri pe care le putem cumpăra și ți-am spus, ce e aici e decât la actul 1, deci sunt mult mai multe armuri. Avem steluțe ninja, ceva magii, prostii, astea sunt chestii să ne luăm diamante și trebuie să vă arăt aici. Deci avem aici actul 1, Hero Reborn, actul 2, Secret Pet și tot așa până ajungem la ultimul și ne luptăm cu Shogun ăsta, Shotgun, măta. Ok. Deci bossul final de aici ar fi Lynx. După aia l-avem pe Hermit. După aia avem bucătarul. După aia avem pe Wasp, Widow și pe Shogun. Ok. Și o să vedeți că trebuie să facem rost de bănuți ca să ne luăm armuri și chestii și să fim din ce în ce mai buni. Haideți să mai facem o luptă. Încă o chestie vreau să menționez. Armele au tot timpul animații diferite de atac. Adică, de exemplu, dacă fac combinația asta în dreapta și pum, o să vedeți că face chestia asta. Dacă am alte arme, face altfel de chestie. Haide, vinăm cu a... Știți, e destul de nedrept că noi avem arme și el nu are. Auci. Dar e mai șmecher ca noi. Și nu-i corect, așa. Îl prind aici în combo-uri. Ocea! Opa! Ocea! Aolo, ce șut în gură mi-a dat. Pac! Gata. Ok. Hai să-i dăm ceva, o bucată sus așa. Pac! 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 Hua, pac! Ok. Încă o bucată? Și moare. Pac! Ce picior în gură i-am dat. Foarte frumos, am câștigat. Bine, la început am spus, este ușor, dar pe parcurs o să fie mult mai greu. Avem deja level 2. Hmm. Și am învățat ceva chestii. Aici sunt skill-uri, deci ar trebui să ne ducem aici. Ce ne pui tot pe noi, sensei, să facem ea? Să dăm jos, așa, stai jos. Dă-te-mă jos. Ăsta-i sacul nostru de antrenament, ceva. Mai sări odată. Aia, ok, cam asta a fost. Și ne punem să mergem aici. Și aici putem să vedem toate mișcările noastre pe care să le învățăm pe parcursul carierei noastre de luptător. Și bănuiesc că acum o să ne putem lupta din nou. Hai să mai facem o luptă. Ok. Acum are și asta arme. Au! Mi-a dat șoc. Deci acolo în dreapta au apărut statisticile care mi le-a dat mie și în momentul în care îmi dă șoc, nu mai avem posibilitatea să avem arme. Ni le aruncă cum ar veni din mână și nu le mai luăm înapoi. Auci. Și are un avantaj mai mare pentru că ne dă mai mult damage. Și noi dăm mai puțin, bineînțeles. Hoa. Auci, aici ne-a prins. Au! Hai că nu ne-a omorât. Nu. Ăla-i, tată. Mai aveam puțină viață acolo. Ok. Am făcut și un achievement. Două achievement-uri. Pe măsură ce facem achievement-uri, ne va da cât un diamant pentru fiecare achievement. Și pot să vă spun că jocul nu este chiar atât de ușor, doar că eu am o experiență destul de mare pentru că am jucat jocul ăsta. Gata. Am făcut perfect, adică nici măcar nu ne-a dat vreo lovitură și am făcut și un achievement. Și cam ăsta a fost. Noi facem aici level foarte frumos. No. Never. Ok. Și ia să vedem dacă putem să cumpărăm noi o armă, mai facem o luptă. Și nu uitați, uite, putem să luăm
Armuri, hai să luăm casca sau asta, hai să luăm asta. Avem bani și de cască? N-avem, dar avem bani de arme? Nu, n-avem. O să putem să dăm upgrade la arme, putem să enchantăm armele, e foarte interesant. Dar sper să vă placă și vouă seria și sper să dați like ca să văd că o apreciați și să continuăm cu cât mai multe lupte. Deci, haideți să începem. Ok, ne-am ferit frumos acolo, auci. Pa. Pa. Criticală, tata. Ia la tata, ni la tata, na. Ia-o. Pa. Fuck. Gata. Ok, mai avem aici o luptă. Fuck, fuck. Fuck. Auci, m-a prins aici. Fuck, fuck. Fuck. Opa, ce-ai făcut, bă? Ce-ai făcut, mă, bă? Ce te-am fentat acolo, bă? Ok. Am uitat să vă menționez că aici ne apare dificultatea și stagiile, ceea ce v-ați prins. De exemplu, aici avem dificultate impossible. Noi avem aici o dificultate hard, dar dacă mergem la shop și ne cumpărăm, de exemplu, armele astea. Apropo că tot cumpărăm armele astea, o să vedeți că au o animație diferită față de astea. Și ne ducem iarăși aici. O să avem dificultate normal, deci am mai scăzut din dificultate în momentul în care am luat arme mai bune. Sau în momentul în care ne luăm armură mai bună și așa mai departe. Hai să-l vedem. Haideți să... Uitați. Deci, uite, ăsta, opa. Ăsta are cu tot o altă animație. Dă 3 hituri, ăla dădea doar 2. Ok, l-am bătut, l-am zăpăcit. Ok. Opa, s-a ferit aici. Una în gură. L-am ratat. Opa. A, m-a prins aici. Dă-i aici așa în gură, pac. Îmi place că ratez toate hiturile. Ce mișcare frumoasă a făcut băiatul. I-a mai dat una. Fuck. Hopa. M-a prins aici. Foarte frumos. Au. Gata. Ok, și mai trebuie să-i dăm undeva la o bucată. Au, m-a prins. Vreau să... Căcat. Ia-o. Ok. Și l-am bătut și pe tipul ăsta. Avem level... Avem aproape level 3. Haideți să mai facem o luptă. Deci chiar sper să vă placă jocul ăsta, pentru că mie unul îmi place foarte mult și m-aș juca ca disperatul. Și vom continua seria doar dacă și voi vreți asta. M-a prins? Auci. Ia uite, stai că am descoperit ceva. Au. Ia-o. Auci. Ok. Auci. Dă-te măta. Nu, mamă, ce mi-a făcut aici. Trebuie să-l batem. Ia. Trebuie să-l batem pe asta acum doar cu pumnii. Ok, haide șmecheră. Hai mă, că te dădeai mare șmecheră. Acum ce faci? Nu mai ești șmecheră? Dar ce-ai făcut, mă, nene, mă? Ah, m-a prins aici. Măta. Au, nu, shit, m-a bătut, deci nu cred. Ce moftic, mai avea puțină viață. Dar nu-i nicio problemă că recuperăm noi imediat. Ia un genunchi în gură. Hua! Hua! Mamă, ce m-a prins aici, nesimțita. Nimuruga, mă, nimurugo. Ok. I-am dat și șoc. O bucată mai trebuie să-i dăm și... Poac! Ăla-i. Ok.
Hai să ne dăm un pic în retragere aici la început. Uite așa, au, bă, nesimțita. Opa. Ia-o. Ok. Auci. Ia-o. Și încă o bucată și încă una. Gata. Ok, foarte frumos. Foarte, foarte frumos. What is that shit? Nu ne trebuie. Am făcut nivel 3. Haideți să vedem ce ne dă. Ok, aici vreau să fac alegerea asta de față cu voi. Trebuie să pornim pe două skill-uri. Deci avem Cobra și Disperei Căca, nu știu. Și avem 40% șanse ca în primele 3 secunde ale rundei să facem, dacă facem un first strike, se reducă viața inamicului cu 10%. Iar asta ne dă cu 15% mai mult damage când viața noastră este mai mică de 20%. Eu zic că ăsta e mai bun. Deci hai să luăm. Și avem aici achievement-urile pe care le-am completat și care sunt foarte multe. Uite, ăsta ne dă 3 diamante. Ok. Aici avem mișcările noastre, ia să vedem. Avem o grămadă de mișcări învățate. Ia. Asta e aia, da. Genial. Asta. Aha. Ia, asta ce face? Aha, și asta ce face? Mișto. Bun, păi hai să intrăm aici în templu și să vă spun că aici încheiem și noi episodul. Nu uitați să apăsați butonul de like, nu uitați să lăsați comentarii și să-mi ziceți dacă vreți un episod în continuare cu acest joc sau dacă vreți să încercăm alte joculețe pe Android. Și bineînțeles că dacă vreți să încercăm alte joculețe pe Android, va trebui să îmi lăsați sugestii în comentarii. Ceva doar ocazional, ori de ținut serie, nu contează. Ca de obicei, am fost Realiskid, vă zic să dați un like ca să continuăm seria, deci vă oblig să faceți chestia asta. Și eu vă zic, ca de obicei, ciao!